Subiectul Suceava, capitală culturală europeană, a fost unul extrem de controversat. La început, primăria nu a fost de acord să sprijine proiectul, însă la insistențele oamenilor de cultură din județul Suceava se vor face demersurile necesare pentru depunerea proiectului până la data de 1 octombrie 2015. Ba mai mult, proiectul va beneficia și de cofinanțare din partea primăriei. Depunere proiect Suceava, capitală culturală europeană 2021. Când am venit din concediu, am trezit capitală europeană sau candidată, asta este situația. În proiectul de hotărâre spune foarte clar că primarul va duce la îndeplinire prin servicii de specialitate acest proiect. Trebuie să ne grăbim pentru că pe data de 10 octombrie trebuie să depunem documentația, dar la fel voi dezvolta în conferința de presă subiectul. Spuneam că ne-am trezit cu capitală europeană, Doamne ajută, asta este situația și nici măcar nu glumesc. Mâine la ora 9 voi avea o primă discuție cu echipa care a fost, mă rog, care s-a oferit să lucreze la strategia culturală, pentru că este piesa cea mai importantă din dosar, ca să spun așa, să vedem în ce fază suntem, să avem o discuție. Din punctul meu de vedere e posibil să cerem și ajutorul unor profesioniști, chiar contra cost, și vă întâlnesc acest lucru să văd ce spun dumnealor. Edilul Sucevean a mai adăugat că, luându-se această decizie, proiectul va trebui să fie unul foarte bine pus la punct pentru ca imaginea Sucevei să nu aibă de suferit și să se ridice la înălțimea așteptărilor. Pentru că această muncă patriotică face cineva o strategie culturală care nu are niciun fel de responsabilitate până la urmă. Până la urmă, așa cum am spus, totul va fi spart în capul primarului, mai ales că vine campania electorală, să-i dea, domnule, dar noi am mandatat primăria primarului, dacă n-au fost în stare, noi ce vină avem? Deci voi încerca să salvăm ceea ce se mai poate salva până pe data de 10 octombrie, să întocmim acest document, documentul cel mai important, că restul sunt documente la care lucrăm noi la primărie, cu infrastructura și celelalte avantaje, eu știu, cazarea turistică, procente. Aici le mai discutăm, noi mai aranjăm cifrele pentru că hârtia suportă orice, dar avem această problemă, strategia care este, în gloată spun, piesa de bază și nu putem, cred că, să mergem acolo să ne facem de râs cu trei foi. Am spus din start, chiar dacă, sigur, eu am avut rezervele mele, trec peste ele, s-a aprobat în Consiliul Local, măcar să nu ne facem de râs. Pentru că dacă mergem acolo cu un dosar incomplet, ne respinge dosarul, am spus din capul locului și la partea oficială și neoficială, când am avut discuții cu inclusiv domnul deputat Băieșanu, măcar să câștigăm la imagine sau să facem tot posibilul să putem câștiga la imagine, se poate câștiga municipiul la imagine din această depunere de candidatură. Acum, vedem mai departe ce o fi. Dar în măsura în care nu vom avea documentația completă, vom fi respinși, e clar că va fi o pată neagră pe obrazul municipiului și trebuie să fac tot ce pot ca primar să înlătur acest lucru. Deci, în concluzie, mâine voi avea o discuție cu acei membri voluntari din Comisia pentru Strategie Culturală. Din punctul meu de vedere, ar trebui să cooptăm niște profesioniști. Din punctul meu de vedere, ar trebui făcut o finanțare pe această strategie culturală, ca cei care o fac să aibă o responsabilitate, să aibă termenul, să depună în termen. Reamintim că deputatul Ștefan Alexandru Băișanu, copreședinte PNL, filiala județeană Suceava, a avut un rol important în depunerea acestui proiect și a lucrat un an de zile la el. Datorită lui și a oamenilor de cultură suceveni, primăria a luat decizia de a sprijini proiectul Suceava Capitală Culturală Europeană.